Bă, nu știu ce faceți voi, dar eu în ultima vreme mă bucur de vremea frumoasă de afară. Din casă, bineînțeles. Și pentru că și voi probabil faceți același lucru, asta dacă nu cumva ceva vă obligă să ieșiți din casă, muncă, cumpărături sau mai știu eu ce, astăzi m-am gândit să vă zic unul dintre multele lucruri, sau tâmpenii, cu care eu și pălărie ne ocupam timpul când stăteam în casă. Bine, nu ca și eu model de urmat, ba de fapt, în mod clar nu sunt, majoritatea lucrurilor pe care le făceam erau prostii, lucruri pe care, dacă copiii mei le-ar face, probabil i-aș rupe cu bătaia. Uneori mă întreb cum de aveam maică mea atâta răbdare cu noi, deși dacă stau să mă gândesc, uneori mai rupea cât o nuia pe fundurile noastre. No, dar înainte să începem cu povestea, apropo de lucruri de făcut în casă, povestea de azi este sponsorizată de, da, ai ghicit, de World of Tanks. Un joc cu tancuri numai bun de încercat dacă cumva te plictisești din casă. Practic, în World of Tanks ești un șofer de tank și te lupți într-un joc online cu alte tancuri. Tancuri sunt grămadă, căcălău cum ar spune cineva, peste 500 de tancuri, de la tancuri americane la tancuri rusești sau nemțești, pe care le poți conduce pe oricare dintre cele peste 30 de hărți care sunt inspirate din locuri reale. Și cea mai bună parte e că jocul e gratis. Și nu doar că e gratis, dar dacă îl descarci folosind linkul din descriere, primești 500 de monede să ai acolo de tancuri și alte nebunii. Plus un T-127, un super tank sovietic cu care să faci ravagii prin tăinamici. Așa că dacă îți plac tancurile sau dacă vrei să vezi cum e să fii șofer de tank, descarcă World of Tanks folosind linkul din descriere și ne vedem pe acolo să alergăm împreună cu tancurile pe câmp. Acum, revenind la povestea noastră, eu și pălărie am fost dintotdeauna foarte diferiți, din toate punctele de vedere. Însă, dacă e un lucru pe care îl avem în comun, ăla e spiritul de competiție. Bă, frate, nu era lucru pe pământul ăsta din care noi să nu facem o competiție, de la banalele jocuri pe televizor, la cine are barba mai mare, cine mănâncă mai mult sau mai repede, cine stă mai mult în cap sau cine își ține mai mult respirația. Și asta mi-aduce aminte de o poveste când pălăria al meu era sănece în lac. Dar vine, ideea e că ne întreceam la orice. Și pentru că niciunul dintre noi nu știa când sau să renunțe, de cele mai multe ori lucrurile nu se terenau prea bine, fie pentru mine, fie pentru el, fie pentru amândoi. Exact ăsta a fost și cazul când, într-o zi oarecare, am impresia că era fix în perioada de Paște, dar nu sunt foarte sigur, în timp ce eu stăteam liniștit și mă uitam la televizor, dintr-o dată pălărie apare lângă mine cu un borcan mare de ardei iute. Bă, Jimmy, n-ai tupeu să mănânci un ardei de ăsta? Fraza asta cu n-ai tupeu să însemna de fapt ești cel mai prost din curtea școlii dacă n-o faci. Și cum evident că n-aveam de gând să las pe pălărie să mă facă prost, zic, te iei drept cu o pălărie că când mâncam eu ardei de ăștia, tu te jucai în picioare pe supat. Da, omul, las că m-am auzit eu de tine, eu mănâncă să văd. Acum, oricât de tentant ar fi fost să-i arăt lui pălărie că-s mai șmecher decât el, n-avea de gând să halesc un ardei iute așa pe degeaba, așa că zic, bine boss, dar mâncăm amândoi, eu unul, tu unul, să vedem care mai șmecher. La care pălărie, mergi fraiere, pe cât o dăm? Zic, pe 20 de lei, te ține? Da, fraierică, cine renunță să o bea, bă, primul pierde banii. Da, boss, hai, dă ardeiu. Bă, și ia un dit ardeiu din borcan, pălărie ia și el unul, zic, la 3, 1, 2, 3, halește. Bă, frate, și bag ardeiul în gură. Bă, cum am mușcat din ardei, s-a dezlănțuit iadul la mine în gură. Dansau dracii la mine pe limbă, făceau grătare și toate cele. Ce vorbești, frate, că dacă suflam spre tine, îți spârleam părul din cap, ești nebun? Mă uit la pălărie, pe ăsta cu lacrimi în ochi era, bă, cum ești, bă, renunți? Zic, ce ai, boss, că n-am nimic, e sigur că ăștia suiți? Da, bă, și marmota în velea, hai, ia următorul, hai. Bă, și luăm al doilea ardei, deja îmi tremura mâna pe el, zic, 1, 2, 3, halește. Pac, din nou vâlvătaie, de data asta m-ardea pe gât în jos până în stomac, ficatul urla la mine, bă, nebune, tu ești sănătos la cap. Deja simțeam cum încep să curgă apele pe mine și dacă arătam pe cât de puțin ca pălărie, probabil era în roșu la față ca un ou de Paște, zic. Pălărie, mi se pare mie sau tăi că m-a prins la față. Da, pălărie, ce ai mă că n-am nimica, de ce, nu mai pot sau ce? Zic, eu să nu mai pot, eu mănânc câte șapte de ăștia la micul dejun. Așa că poc pe al treilea ardei, dracii dansau, dar niciunul dintre noi nu-i băga în seamă, poc al patrulea ardei. Deja nu mai simțeam gura, nu mai simțeam limba, nu mai simțeam nimic, puteai să-mi tai limba că nu simțeam nimic. Pe undeva pe la al cincilea ardei, am simțit cum mă iau oleacă cu amețeală. Singurul lucru pe care l-aș fi vrut în momentul ăla era o găleată mare cu gheață să-mi bag capul în ea. Mă uit la pălărie, ăsta arăta ca un rac abia scos din ocean, curgeau apele pe el de zicei că-i cascada Niagara. Dar cu toate astea, al dracu pălărie n-ar fi renunțat nici mort. Și cum nici eu n-aș fi renunțat, nu atât pentru cei 20 de lei, cât pentru simplu fapt că m-aș fi declarat învins de pălărie, am continuat. Ardei după ardei, foc după foc, gura mea era ca o stopă în care continuam să bag lemne.
La un moment dat, când borcanul era pe cale să se termine, cred că mai aveam vreo 3-4 ardei de bucată, cu ardeiul numărul habar n-am cât în mână, zic 1, 2, 3, dar n-apuc să termin că-l văd pe pălărie cum se ridică în picioare și direct, du-te, dică, poți să-și dește afară mai ceva ca eu să-i îmbolt. Dau să zic, pălărie, ce fa, bă? Dar la cât de umflat avea în limba, tot ce reușesc să zic e, pălărie, asta era deja afară. În final mă ridic eu de acolo, dar nu mă duc după pălărie, mă duc la bucătărie, unde culesc o sticlă de 2 litri de apă direct din frigider. Nu m-a ajutat decât pe moment și apoi dracii au început iar să danseze pe limba mea, așa că am băgat jumătate de kil de lapte. Nici asta nu pot să zic că i-a potolit, dar eram un pic mai bine. Cu sticla de apă în brațe, ies afară din casă să-l caut pe pălărie. Dar imediat cum am ieșit pe ușă, în pragul casei, pălăria al meu stătea în genunchi lângă o dita balta și vomita dracii afară din el, zic. Hai să mă, pălărie, ești bine, bă? Dar asta era... N-aveam apă, așa că întind sticla de lapte. Bă, frate, când a dus-o la gură, ca un om din ăla a rămas fără apă în deșert, a turnat-o în el în 3 secunde. În final, după ce am adus și o sticlă de apă, pe care jumătate și-a turnat-o în cap, s-a potolit cât de cât. Bine, ea duncă era la mine în gură și probabil și la el, dar în momentul ăla era în ceva mai bine, așa că zic, bă, pălărie, dar cu banii cum facem, bă, mi-i dai acu sau mai târziu? Ca o curcă plouată, pălărie se uită la mine și zice, ce bun, bă, că eu n-am renunțat, tu ai băut apă primul. Zic, firii altă, pe cine fugim afară să vomite jumătate de plămâni eu? Păi și ce, bă, dacă am vomitat, ce, era vreo regulă că n-am voie să vomit sau ce? Da, firii al dracu, că dacă nu eram eu te curățai aici, ai vomitat, ești descalificat, scoate banii. Dar du-te, bă, că tu ai băut apă primul, nu-ți dau niciun ban. No, evident, aici a urmat o ceartă de câteva ore legată de cine a câștigat, dar degeaba că pălărie n-a vrut nici de-al dracu să-mi dea banii. Căci că eu am fost primul care a băut apă. Bulanciu, zici și tu. Vomitatul e mod certul motiv de descalificare. Dar ce să faci cu pălărie, n-a vrut și n-a vrut. Așa că în mod necinstit, dacă e să mă întreb pe mine, concursul de mâncat ardei a rămas nedecis și eu nu m-am ales cu cei 20 de lei. Dar m-am ales cu ceva mai bun. De atunci pălăria al meu fuge de ardeiul iute mai ceva ca un vampir de usturoi. Așa că dacă vreau să-l enervez, scot un ardei iute și îi dau cu el pe la nas. Crede-mă, face toți banii. Nu și cam asta e povestea de azi. În încheiere vreau să le mulțumesc băieților și fetelor care mă cinstez lunar cu bere. În special celor care mi-au dat bani de metoda prostului, dar și celorlalți care m-au cinstit fie cu o bere, fie cu două. Morala poveștii de azi, bă, dacă faci vreodată un concurs de mâncat ardei cu cineva, nu fi prost așa cum am fost eu. Stabilește de la bun început că vomitatul e un motiv de descalificare. Bine, asta dacă nu cumva crezi că o să vomiți tu, caz în care mai bine nu menționez regula asta. Cheers!